S-au primit cadouri în această seară în casa Mireasa. Am văzut-o pe Laura foarte încântată de ce a primit. Spunea că are și spray de corp și măști pentru față și multe hăinuțe. A pus una pe ea și zicea că e foarte frumoasă, abia așteaptă să o poarte era o rochiță, dar a primit și multe alte lucruri. În bucătăria fetelor mai erau și alte mame și concurente care se uitau la fotografii, pentru că știți, dacă primește cineva poze, se uită toată lumea că poate cine știe apar și ei în acele fotografii. A primit de asemenea și Cristina pachet și am văzut-o că s-a retras la un moment dat în dormitor la ea și citea scrisoarea zâmbind e așa o gură de oxigen atunci când concurenții primesc scrisori de încurajare și pozitive de la susținători, de la familie, iar Laurei cu siguranță îi trebuie încurajări, cel puțin în acest moment, dar tuturor de altfel, pentru că e greu. Trec toți concurenții dintr-o tensiune în alta.